În seara aceasta suntem la o întrunire de tineri, aici, în localitatea dumneavoastră, și doresc pentru început să-L binecuvântăm pe Dumnezeu nostru Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Suntem astăzi acasă cu câteva minute înainte de a veni în locul acesta și știam că o să fiu aici și am spus, Doamne, poate va trebui să vorbesc și ceea ce voi vorbi, sper să fie de folos tinerilor. Suntem într-un grup cât suntem și mi-a dat Domnul așa un cuvânt pentru dumneavoastră din cartea Ieremia, capitolul 18, de rest să citesc câteva versete, începând cu versetul 1, ce aveți Scriptura dumneavoastră, hai să deschidem la pagina 755 și în scurte cuvinte doresc să punctez câteva lucruri pentru zidirea noastră spirituală. Amin. Cuvântul Domnului spune astfel, cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te vei face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că lucra pe o roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas care i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Amin. Suntem în seara aceasta, în locul acesta și doresc să vorbesc câteva cuvinte din pasajul acesta biblic și m-am gândit așa la tineri, acolo unde sunt în Italia, lucrez cu tineri și sunt responsabil acolo de tineri pentru cât timp Dumnezeu va rândui. Și am zis că este foarte bine ca tinerii vremea aceasta să fie în unitate, să fie în legătură unii cu alții. Și vreau să vă spun, dragii mei, că Domnul are nevoie de vase curate. Amin. Și doresc în seara aceasta ca noi care suntem copiii lui Dumnezeu, tinerii, să vedem dacă suntem un vas curat al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea niște vase curate. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, cuvântul vorbit lui Ieremie din partea Domnului și care sună astfel. În seara aceasta suntem în locul acesta și doresc să vă spun un prim lucru, Dumnezeu ne vorbește direct. Este un har din partea lui Dumnezeu să ne vorbească direct. Poate alte persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu merg poate la prăjitori, la preoți sau în diferite locuri ca să ne vorbească poate într-o privință. Dar noi când îl chemăm pe Domnul, Domnul ne vorbește, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care ne vorbește direct. Și doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să ne vorbească, fie poate prin prorocie, prin cuvânt, poate prin cântare. Doresc în seara aceasta noi să auzim glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aleluia. Domnul să ne ajute să îi ascultăm glasul Său. Aleluia. Este un glas dulce care ne ajută, poate suntem în probleme sau în diferite direcții, sau într-o direcție sau alta, atunci când ne strigăm pe Domnul, Domnul ne ascultă, slăviți să fie Domnul. În seara aceasta, haideți să cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vorbească direct și personal. Asta este cel mai principal, să ne vorbească Dumnezeu nouă și schimbarea să o facem noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. În seara aceasta, Dumnezeu s-a coborât în mijlocul nostru. Slavă Domnului. E Duhul Sfânt. Cuvântul spune aici, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. În ziua de astăzi, Dumnezeu s-a coborât la noi și ia vorbim prin darul de prorocie. Nu-i minunat Domnul? Amin. Să-ți vorbească la probleme, să-ți vorbească acolo unde tu lașezi pe Domnul. În seara aceasta vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că cel s-a coborât prin Duhul Sfânt și ne-a vorbit. Amin. Haideți să prețuim, dragi tineri, vremea aceasta binecuvântată, că Domnul ne vorbește. Nu știu, simt așa prin Duhul lui Dumnezeu că și în România se vor schimba lucrurile. Nu știu când s-au schimbat lucrurile și la dumneavoastră. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt în vremea aceasta. Amin. Să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Aleluia. Și să prețuim glasul Domnului.
Dragi tineri, haideți să prețuim glasul Domnului. Cât încă Domnul ne vorbește atât de frumos prin Duhul Sfânt, haideți să vrem aceasta să-L căutăm pe Dumnezeu. Să căutăm Duhul Sfânt, să îl cerem Duhul Sfânt. Țin minte, acum câteva luni, eram aici la dumneavoastră și a fost o scăldătoare foarte mare. Mulțumesc prin Duhul Sfânt și ne-am lucrat deosebit. Doresc ca Dumnezeu să vă țină în continuare și mai mult, și mai mult, și mai mult, Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Avem un Dumnezeu care botează cu Duhul Sfânt, dar în principal este ca noi să-L menținem. Dacă îl vom menține, vom merge bine pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, când m-am coborât în casa olarului, iată că El lucra pe o roată. În seara aceasta, dragi tineri, Dumnezeu vrea să lucreze și cu noi. Haideți să ne gândim pasajul acesta biblic. Poate noi suntem un vas, poate care nu este plăcut lui Dumnezeu. În seara aceasta, Dumnezeu vrea ca noi să devenim niște vase curate. Dumnezeu vrea să devenim niște vase care El să lucreze prin noi. Doriți lucrul acesta? Eu întreb tineri. Dragi tineri, vreți ca Dumnezeu să lucreze prin voi? Dar să lucreze cu o putere atât de mare, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioel, că Domnul în vremea din urmă vrea să facă câteva lucruri, dar depinde de noi dacă noi vom accepta lucrul acesta. Dacă în seara aceasta Dumnezeu vrea să lucreze. Și cum cuvântul acesta Domnul l-a modelat prin mâna olarului. Vrem în seara aceasta ca Dumnezeu să ne modeleze, să ne facă un vas plăcut Lui. Cum vrea El? Vreau să vă spun că atunci când m-am întors la Domnul, din toată inima, Dumnezeu așa a avut cu cale să lucreze chiar înainte să mă întorc cu toată inima la Dumnezeu. Am avut operație la, aici la buză, operație foarte urâtă, să spun așa. Am avut chist, Dumnezeu așa a hotărât să mă curățească și să mă cheme la El și așa Domnul m-a modelat. Fie Domnul ne cheamă poate printr-o boală, fie poate Domnul ne cheamă printr-un lucru diferit. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute ca noi să acceptăm planul lui Dumnezeu și așa cum Domnul vrea să ne modeleze, Domnul să ne modeleze. Amin. În seara aceasta, în scurte cuvinte, vreau să vă pun o întrebare în continuare. Cum ne este vasul în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne punem întrebarea și noi, care suntem mai tineri și voi care sunteți mai bătrâni, haideți să ne punem întrebarea cum ne este vasul înaintea lui Dumnezeu. Avem un vas care îi place lui Dumnezeu? Prin faptele noastre, prin viața noastră, prin trăirea noastră, avem poate un vas care să stea Duhul Sfânt și Dumnezeu să se bucure și El în fiecare zi să toarne și să tot toarne Duhul Sfânt? Sau avem un vas care poate este de ocară și Domnul nu poate să toarne în acel vas ceva sfânt? Eu cred că dumneavoastră doriți ca Domnul să toarne Duhul Sfânt în vasul dumneavoastră, dar în primul rând haideți în seara aceasta să ne cercetăm vasul și să vedem dacă vasul nostru este curat. Poate unii tineri poate așteaptă de la Dumnezeu ca Domnul să se boteze cu Duhul Sfânt. În seara aceasta puneți-vă întrebarea. Cum vă este vasul? Cum îmi este vasul? Dumnezeu niciodată nu va turna ceva sfânt în ceva murdar. Întotdeauna Dumnezeu toarnă ceva sfânt într-un loc curățit, într-un loc unde poate Domnul să își mențină. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim niște vase de cinste în mâna lui Dumnezeu. Amin. Și să ne ajute Dumnezeu să rămânem până la sfârșit obiectivul vasului, vasului meu sau vasului dumneavoastră, cred că Dumnezeu vrea să facă un vas de cinste, să toarne ceva în el și să-și mențină ceea ce este turnat în vasul acela. Amin. De aceea Dumnezeu să ne ajute să veghem și să fim atenți. Cum este ființa noastră? Noi suntem în vasa Domnului. Suntem în mâna lui Dumnezeu. El este odată. În seara aceasta, dacă Domnul vrea, poate să te modeleze. Lasă-te prelucrat și prelucrat. Pentru că Domnul știe ce vrea să facă din vasul tău. De ce, dacă vei accepta în seara aceasta planul lui Dumnezeu să te modeleze, Dumnezeu să ne ajute ca în primul rând până să ne modeleze El, să ne modelăm noi. Amin? Amin. Pentru că Domnul are metode cum să ne modeleze. Dar noi ne putem modela prin schimbarea vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vă întărească și pe dumneavoastră. Amin. Și cuvintele acestea, dacă vă sunt de folos, primiți-le.
Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înainte de Dumnezeu. Amin. Aleluia, Osana, Samana, Ora, Manas, Bibile, Gramana, Shemini, Gara, Lana, Mutora, Libini, Kera, Manas, Sado, Mila, Gromana, Mila, Barat, Rona, Mila, Mila, Modelează, Vasul,